Stați așa să-l văd și eu. Mai bine scoate, scoate-o de în gură. Hai să-i scoatem punga de tot să-l văd și eu ca lumea. Noi nu ne vedem, nu? Cum se ne poate, mă? Ce faci? Nu știu sigur. Niște găurele ca să poți să respire mai ușor. Dar mă, pula mea, să respire pe nas, că n-are loc o plastică pe gură. Auzi, nu mai bine face două găurele la nas, să mă să mai tragă punga că trage aer. Nu vezi că se chinuie săracul? Ce-i puțin? Păi, o forfecă. Ești ok? Ce stai mă încoace, mă? Nu, hai, taie și din plasture jos, să respire mai bine. Hai să văd unde-i nasul. Șșt! Am avut un păcă mi-aștă. Ce faci? Bine. Ai intrat. Cine sunt ăștia? Aud. Ce faci? Nimic. Hai din plasture. Cum să-ți spun? Repetăm ceva. Hai încă. Zis și eu am zis, dar de unde era să știu că ăsta chiar o să o facă? Ce dracu facem acum? Hai, că ne zicem că e o farsă! Ce farsă, mă? Cam răscuns. Bă, arătate, frate. Eu m-am zis la început că eu nu-s de acord. Mă, la ce-am zis, mă, să nu-l luăm și pe ăsta, că ăsta e oportunist? Nu ți-mi minte și atunci cu petiția, când n-am mai vrut să semneze după ce l-a sunat aia? Nu scuzați. Ce dracu faci, mă, tu aici? Bă, în ce ne bași tu, mă, fratele meu, când te duci la pușcărie, bă? Noi... Bă, ne bași pe amândoi în pușcărie. Deci... Ce faci tu aici? Noi ne-am făcut o fundație, știi? Noi e o asociație. E o fundație prin care noi protestăm. Pentru că filmele noastre nu sunt niciodată apreciate la adevărata lor valoare. E o asociație. Este o fundație. E o asociație în care nu suntem decât 5, suntem 6. O să lasă-l bă pe ăsta să spună. Deci, în care facem... O să fie toți tineri cineaști, știi, care n-au apucat să debuteze, n-au, din cauza, pentru că sunt toți ăștia care merg pe la festivaluri și adună puncte, frate, adună puncte. Pentru că e foarte multă lăcomie. Nu crezi că nu înțeles nimic? Nici nu ai cum dacă nu ești din Braslava. Deci, fie, asociația asta, care se numește Asociația pentru Promovarea Tinerilor Cineaști, care nu au debutat încă... APPTCCNADI. Ca să se înțeleagă, știi, că noi nu ne referim decât la cât e de dificil. Că e aproape imposibil, frate, să mai debutezi în film din cauza legii prin care numai aia care au făcut un film au cum. Pentru că e complicat. În primul rând e foarte lung titlu. Da. Dacă vrei să faci ceva. N-ai cum nici la televizor nu te dau. Da, asta nici eu la început, că e prea lung titlu. Hai, punem pe scurtare, APPTCCN. Nu vrem la televizor. Noi nu vrem la televizor. Atunci ești mult mai simplu. Te duci, dracu, și vorbești cu oamenii ăia și gata, rezolvați problema, vorbiți omenește. Cum să vorbești, mă, cu ei? Dar nu faci răpiri, mă. Cum să vorbești cu ei? Cum, cine ajunge la ei? Poate ăștia care au fost pe la festivalul, la Cannes, la Berlin, care au luat premii, Pan, Dor, Ursul. Ce urs? El nu știe ce e Ursul de Aur și vrea să ne învețe pe noi cum să facem? Asta nu știe ce e Palm Dor. Vezi câți aur e frumos. Bă, n-ai cum, crede-mă. N-ai cum să faci răpiri. Ce câștigi dacă răpești? Asta are relații mari la Berlin. Și de Berlin cine au zis? Că eu n-am auzit. Și am un frate care e regizor. E că el vrea să fie regizor, dar n-a văzut niciun premiu pe aici. Am văzut mă de cupaje, de-n poze și de-n ziare. Ce jigos ești, mă, așa. Pe ce mă, nu-i așa? Eu cred că te dai deștept, că ai stat în facultatea de pomană. Fix. Nu. Dar tu te ocupi cu altceva. Stați puțin, deci noi... Zi-mă, ești terorist? Cam o lași. Nu, noi facem, tocmai de asta facem toată chestia asta, ca să poată și fratele dumneavoastră să se ducă la festivaluri, în loc să ne ajutați, că vă, că vă dați cunoscător. Ce nouă audiență, cum să chemă asta, și dacă el primește, facem memorii, lași acolo și 30 de zile lucrătoare să răspunzi. Bă, dar nu faci, bă, răpiri, că te duci la pușcărie, bă, se chestia. Nu ce cu astea la noi, că nu se adun niciodată cine aști. N-aveți sindicat? N-avem sindicat, n-avem coaie. Avem coaie, da? Da, avem. Dă-mi un nume.
Livache. Am uitat o scrisoare. Nu vă supărați. Dar nu merge cu scrisoare, că am mai încercat. Ăștia nu se uită nici la filmele pe care le trimitem, dar apoi la scrisori. La ăștia nu merge cu frumosul. Trebuie o acțiune în forță care să le arate ce au făcut cu cinematografia mondială. Normal. Ăștia numai dă frică o să facă ceva. Și dacă răpești și pui la cap, o să facă? Nu știu. Fac, mă? Fac, da. Trebuie să facă. Fac, trebuie să fac. Cu Jeanca, nu? Ei, cu Jeanca. Cu Jeanca. Dar nu poți să-l omori. Așa e că nu ești terorist. Nu? Dar ce ești? Regizor. Regizor? Da. Păi mâncați-a și talentul tău de regizor. Nu vrem să te filmezi cum îl îmbraci pe la în portocaliu și unul dă-mi voie iagătul cu sabie. Nu? Nu. Noi nu vrem asta. Dar cum vrei? Că văd că te răpit să-i pui punga în cap să-mi te recunoască, la asta te-ai gândit, nu? Îl iei așa frumos, vorbești cu el și îi dai drumul după aia. Nu? Dar cum îi dai drumul? Vrei să zic eu? Îi dai drumul într-un gang. Că știu la ce te-ai gândit. Și ăla fuge, se duce acasă, își dă drumul la apă, se bagă în duș, se uită așa în jetul ăla de apă care își dă pe ochi, că am văzut și eu filme. Și pe urmă, începe și da așa cu una pe-n cap și plânge. Și zice, cât de nedrept am fost eu cu băieții aia. Și după aia sună pe aia la Berlin, la Oscar, nu? Zi, mă, nu așa te-ai gândit? Dar ce zic eu, mă, gang? Nu, frate, acum. Te duci acum și scoți punga aia de pe cap să te recunoască. Să știe cine l-a pus pe calea cea bună. Să plângă după aia la televizor și să-ți mulțumească. Nu așa vrei? Zi, mă, nu așa? Mă iertați. Nu mai rămâneam. Ne apucăm. Cred că e bun. Vă gură zăpuște. Bă, cam are dreptate gibonul ăla de frate. Deci mie scrumierea mea. Eu v-am zis că era mai bine dacă răpeam pe ăla de la Berlin. De la măcar e un festival important. Băi, iar începi? Ce cum e mare Berlinul? N-are importanță cât de mare festivalul? A ta mare, hai, gata. Nu mai zic că se duce la poliție imediat după ce e în drumul. Asta o să fac. Ăla de la Berlin? Și ce să zică la poliție? Știți, m-au răpit unii, mi-au pus o pungă în cap și m-au rugat să fiu mai atent cu filmele lor. Nu, mai zic că se duce. Deci nu se duce la poliție, că nu e prost, se face dracu de râs pe acolo. Deci nu se duce, punct. Zici tu? Dar știu ce o să fac? Va fi și mai al dracu. Și vreau să mai iau un fir românesc de acum încolo. Exact acum, când era și noi pe val. Că o să ne recunoască că suntem români. Cum să ne recunoască, mă? După ce? Că doar vorbim în engleză și în șoaptă. După accent, mă. Cum după accent? Dacă răpeam pe ăla de la Berlin, până la Cum după accent, mă? Păi trebuie să știe el care e accentul unui român care vorbește engleză. Ia, zi, how are you? În timpul ăla. Zi, mă, how are you? How are you? Sau this is my life, I wake up every morning. Ce rusul n-are același accent? This is my life? Sau grecul, this is my life? Sau polonezul, this is my life? E vrăjeala asta cu accentul, mă. De asta nu fac actorii români în filme în America. S-a dus aia săraca asta degeaba pe acolo. Bă, dar dacă a răpit în altă parte? Păi nu l-a răpit, mă. L-a de la Berlin, mă. Vine nu la Berlin, că e la acasă, știi? Ia mașina, duce mașina acasă. Dar la Cannes, de exemplu. Îl oprim pe stradă, îi punem Batista noastră și aia e. N-are de unde să știe că suntem români. Și unde așa nici nouă val pe români. Nu, e complicat, mă. Tu îți dai seama că trebuie să... Că nu poți cu un taxi, dar trebuie să-ți trebuie o mașină. Și după aia costuri, deplasare, străinătate, hotel. Nu, e mai bine aici. Oricum ăsta vine în fiecare nativ. Nativ? Ăla de la Berlin. L-am văzut eu dimineața când ieșea de la diesel, rupt în gură.
Și mai trebuie să-i pui Batista la nas, să-l iei de mână și merge cu tine așa. Da, dacă repești beat, nu mai ții minte ce îi spui, degeaba l-ai răpit. Asta cam așa e. Atunci pe ăla de la Cannes, na, că și ăla vine în fiecare an la festivalul lui. Și fii atent. Deci, trebuie să-l iau o mașină, da? Și luăm noi o altă mașină undeva și îl blocăm. Nu, bă. Știi? Nu, mergem cu o mașină la fel ca aia, îl băgăm în mașină și îl aducem aici. Sau așa. Bravo, mă, genule. Și cum o duci înapoi? Nu știu. Păi normal că nu știi. Ce, încetești mașina și îl arunci pe stradă? Poate și fă pe ăla de la cam cu căluși în gulă, regal la mâini și la picioare, cu cum se răstucurește pe asfalt și organizatorii în spatele lui care strigă: "O, ça va, crezi că ești bine?" Da, mă, bine că ești tu deștept. Mă, ești cel mai deștept din orașul ăsta. Băi, dacă l-ai răpit în România, nu e logic că sunteți români? Și dacă vrei să-l faci mai atent să se uite la filmele voastre, nu o să-i și spui la ce filme să se uite? Și ale tale ce fel de filme? Nu înțeles. Să zicem sunt că filme românești, mă, da? Prostule. Nu cont. Noi să vrem să fie mai atent cu toate filmele în general, da? Și da, și adică care e problema? Da, unul la mână, doi, da? Și de chiar dacă ar fi niște cehi sau niște bulgari care s-au nimerit la festival în România, crezi că n-ar face același lucru? Crezi că ea nu suferă exact ca noi? Da. E o problemă mondială în pula mea, unde s-a ajuns cu selecțiunea ăștia de festival, toți sunt și o apă și un pământ. Noi am văzut eu și la Cannes și la Berlin, peste tot sunt împreună. Fost, uite că știu, da? Sunt la cafele și la uite așa împreună tot timpul, se aranjează între ei, așa, și se zice, tu eu vin la tine, tu vii la mine și eu spun ce filme ei de la mine și uite, uite așa, frate. Și toată lumea suferă și nimeni nu se uită la filmele noastre. Bine, absolut nimic. Chiar așa. Ba, să mă, tu e fix așa. Și noi trimitem filmele ca proștii și ei nu se uită. Și toată lumea suferă, și bulgarii, și cehii, și toată Europa. Așa este. Că cam așa, și mai e și taxa aia de înscris, de $200. Da, frate. Dă-mi $100 să mă duc să mă înscriu, te rog frumos, dă-mi acum, dă-mi te rog $100 să mă duc să mă înscriu. Mă, tu pentru ce ridici tonul la mine? Păi nu ridici, nu înțelegi. Băi nesimțitule, tu l-ai pe unul la mine în casă, legat de scaun și cu punga în cap și stai și urli pe aici? Fă dracu ceva, că dacă te-a văzut cineva din bloc, te duci la pușcărie, intri la sechestrarea de persoane. Nu m-a văzut nimeni. Dă-i drumul lui băiatul ăla. Păi tocmai de-aia eu m-am chinuit să-l răpesc ca să-i... Mă doare în bună de ce te-ai chinuit, tu dă-i drumul de aici. Trebuie să înțeleagă că mai există și alte păreri, da? Băi omule, deci tu zici că ăsta știe pe unii care au decizii, așa, da? Așa, da. De ce nu rogi logic să te duci să te lase să stai și tu de vorbă cu ei? Băi, frate, ți-am mai zis. Vorbim noi, cum să-i spunem noi lui ăla că vrem să vorbim cu oameni? Uite așa, omenește, ai vorbit tu cu el, bă, dar bă, măcar l-ai întrebat, dar tu știi, tu știi tu ce fel de om e? Da, e că știi ce fel de om e. Bă, tu crezi că ăsta e prost, mă? Tu crezi că ăsta ce o să facă? Se duce la ei și zice vreau să vorbească cu ei pentru noi? Tu ești nebun? Ce crezi că o să le spună? Știți? Au venit niște băieți la mine și anul ăsta vreau să luați filmele lor. Și uitați-mă pe mine. Dar luați filmele lor. Luați filmele lor. Asta o să zică. Exact asta o să zică. Mă, știi ceva? Mă fut în filmele tale. Dă-i drumul ăsta de aici. Ai înțeles? Mă așteaptă și oamenii. Măcărezie, e bine așa? Nu trebuie să fie mai alb. Nu s-a uscat, mă, șefule, mă. Deci dacă spuneți că nu i-ați văzut, înseamnă că nu putem să facem o recunoaștere vizuală. Dar trebuie să facem o recunoaștere auditivă. Adică îi chemăm pe toți aici la noi, pe rând, îi punem să vorbească, trebuie să recunoașteți o voce măcar. Aveți de unde să luăm și noi o listă cu toți regizorii din România? Cu toți? Ne facem dracu de râs, ăștia sunt oameni importanți, au premii internaționale la Cannes, la Berlin. O să iasă scandal mare în toată presa. Nu spuneți de parcă o fi luat vreunul dintre ei Oscarul. Nu, domnule. La noi nu merge așa. Ori toți, ori niciunul. Sau rupeți declarația. Cum doriți. Domnul, sunteți din Giurgiu sau vă cheamă Giurgiu? E minunat acum că ești lângă mine! E minunat acum că ești lângă mine! E minunat!